Fostul jucător al Violet și actualul șef al Centrului de Copii și Junior de la FC Argeș, Eduard Augustin, împlinește astăzi 50 de ani, dintre care aproximativ 40 i-a dedicat fotbalului. Sunt aproximativ 40 de ani de fotbal de când am venit prima dată la clubul FC Argeș, unde am avut instructor prima dată pe Nealenci Leon Teianosi, căruia urez multă sănătate pentru că are o vârstă venerabilă. După aceea am fost cooptat în 79 în lotul echipei de seniori. Am debutat în divizia cu Marele Dobrin în echipă. Au fost niște ani frumoși de care mi-aduc aminte cu mare plăcere, dar în același timp și cu oarecare nostalgie. Eduard Augustin consideră că activitatea fotbalistică i-a adus destule satisfacții, mai ales ca jucător. Unele dintre cele mai frumoase amintiri ar fi câștigarea locului 3 la campionatul mondial de tinere din 1981 din Australia. Bineînțeles, debutul în echipa FC Argeș cu Marele Dobrin în echipă, care pentru mine a însemnat și cred că pentru oricine ar fi însemnat un lucru extraordinar. Aceea câștigarea cupei și a campionatului cu Steaua, jocuri în cupele europene cu FC Argeș, de asemenea și cu Steaua. Este o vârstă jubiliară, sunt 50 de ani de viață. Cel mai important lucru în viață este să fii sănătos și dacă ești puțin serios și atent, poți să-ți îndeplinești și alte obiective. Din postura actuală de conducător al Centrului de Copii și Junior de la FC Argeș, Augustin vrea să mențină prestigiul clubului în ceea ce privește asigurarea schimbului de mâine al fotbalului din județ.